secol de fotbal în Argeș. Și miercuri, 24 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la câștigarea celui de-al doilea titlu de campion a României de către echipa Fanion a județului Argeș, Fotbal Club Argeș Pitești. Ne putem mândri noi arceșenii că avem singura expoziție permanentă dedicată sportului din România. Consiliul Județean Argeș, prin intermediul Muzeului Județean Argeș, găzduiește expoziția permanentă Muzeul Sportului Argeșan Campionii, unde avem un spațiu generos alocat fotbalului și, în mod normal, echipei FC Argeș, primul club experimental, primul club profesionist de fotbal din România. Și tocmai pentru că, iată, Muzeul Județean Argeș, reprezentat de mine, dar și Consiliul Județean, prezent, am vrut să facem o surpriză alături de domnul primar Ion Georgescu tuturor celor care au activat la gruparea Violetă și am adus de la Muzeul Sportului Argeșan titlul de campion național ediția 1978-1979 în original, fanionul dăruit de capitanul echipei Real Madrid, lui Remus Vlad, capitanul echipei FC Argeș la 25 octombrie 1972, FC Argeș fiind singura echipă din România care a învins pe Real Madrid, și, de asemenea, tricoul lui Adrian Mutu, în perioada în care acesta activa la echipa FC Argeș, dar și cele trei lucrări, cele trei monografii dedicate clubului Alb Violet, autor fiind aceeași persoană, domnul doctor Sebastian Tudor. Și vreau să-mi permite de a adresa rugămintea domnului Sebastian Tudor să vină pe scenă, alături de mine. Felicitări, domnule profesor, domnule director. Sunt istoric al lui FC Argeș. Și prieten al jucătorilor. Salutăm prezența printre noi, atât a foștilor jucători, a celor care au activat de-a lungul timpului la FC Argeș, a membrilor familiilor, văd pe doamna Cica Dobrin, doamna Dorina Barbu, soțiile celor doi mari fotbaliști care ne-au părăsit și că am făcut la 60 de ani prințul din tribale de cancerul și tot la 60 de ani FC Argeș dispărea în neant. Dar, iată, FC Argeș poate să renască. Și în continuare adresăm rugămintea domnului Ion Georgescu, primarul orașului Mioveni, de a ni se alătura și domnia sa și de a ne spune și câteva cuvinte la această aniversare, atât pentru Mioveni, dar mai ales pentru FC Argeș. Bună ziua, sormenilor! Bine, eu sunt gazdă. Pionii cei mai importanți sunteți dumneavoastră, sportivii care ați activat la FC Argeș. Al doilea om este domnul profesor Sebastian Tudor, care 20 de ani a strâns documente și a venit la mine să mă ajut să scoată această carte. L-am ajutat pentru că, din dragoste pentru sport, din dragoste pentru dumneavoastră, cei care ați jucat sub culorile albi violet, pentru că sunteți argeșeni și eu sunt argeșean, pentru că orașul nu e avem. Pentru cei care nu sunt, ar trebui să ținem un moment de reculegere. Pentru cei care au pus umărul la faima sportului argeșean și al echipei FC Argeș. Să ținem un moment de plăcere pentru cei care eu nu am nicio contribuție, restul contribuției dale, domnule profesor, aveți dumneavoastră cei care sunteți, repete, în sală, care nu sunt între noi, și să vă dea Dumnezeu sănătate, să vă dea Dumnezeu ce vă doriți dumneavoastră, iar generațiile următoare, prin cartea scrisă de domn profesor, vor lua la cunoștință și vor duce mai departe rezultatele sportului argeșan. Vă urez ce e mai frumos și e mai bine și mulțumesc domnului profesor. L-am supărat la început până m-am hotărât cu editatul, pentru că eu sunt de la Mioveni, dumneavoastră sunteți de la Argeș și eu am considerat să fie tipărită la Mioveni și lansată la Muzeul Sportului sau la Pitești.
Pentru că întotdeauna acolo a fost locul lui Fece Argeș. Dar mă bucur că astăzi sunteți la Mioveni și vreau să plecăm cu o amintire plăcută de la Mioveni. Mulțumesc mult! Sigur, meritul cel mare îl au cei care l-au scris. De fapt, care au scris cu piciorul, cu capul pe gazon și care au trăit clipele frumoase pe care astăzi noi ne permitem să le rememorăm, să le aplaudăm și să ne reamintim. Evident că totul începe cu cei care au răspuns invitației noastre astăzi și ar vrea să invit pe toți cei care au jucat fotbal la FC Argeș și au intrat în teren sau pe marginea lui, au pus umărul la dezvoltarea fotbalului în județul Argeș, pentru că FC Argeș a reprezentat Argeșul, a reprezentat România și ar vrea să invit pe scenă pe toți aceștia care au lăsat urme în spate și pe care noi astăzi îi admirăm și ar trebui să-i admire și urmașilor care deocamdată nu se regăsesc în același stadiu și la nivel de performanță, dar pe care în viitor sperăm să-l readucă în rândul argeșenilor. Deci, dragi fotbaliști, antrenori, conducători, care ați trecut pe la FC Argeș și vă invităm pe scenă. Totuși cu totul deosebit, antrenor, care a dat și doi copii, a
au jucat un pic fotbal, unul este antrenor. Remus Vlad ne roagă să-l scuzăm că n-a ajuns capitanul echipei, dar nu-i nimic. Acum o luăm la rând, că nu mai știu ordinea vârstei. Marian Radu II, campion al țării, legende la campionatul României, campion al Europei cu Steaua. Iată că avem și campion european printre noi. Un fotbalist deosebit, după cum știți, un atacant central, mare iubitor de goluri, pe care le înscria în poarta adversă. Și acum un antrenor care promovează și care formează copii și juniori. Mihai Zanfir. Mihai Zanfir este omul care a alergat pe partea dreaptă mai mult decât Boltul ăsta, care este acum recordmenul cursei de 100 de metri. Un fundaș dreapta deosebit, campion al țării, component și el ca și Radu, ca și Radu 2 și Radu 1, componența echipei naționale a României. Actualmente, antrenor al noii echipe, FC Argeș și 1953. Radu 3, extremă, componentă al echipei care a câștigat campionatul și antrenor o viață întreagă la școala sportivă care se numea pe vremuri Aripi. Cel mai în vârstă, Rică Neaga, atacant, component al echipei FC Argeș, multă vreme. Și, ce să spun, unul dintre cei mai buni jucători ai noștri, antrenor, și probabil că viitor antrenor al echipei viitoare FC Argeș. Care un conducător și antrenor. Atunci când a antrenat o săptămână echipa CS Mioveni, se afla în Liga 1, a obținut prima victorie. Deci, acest antrenor, după cum vedeți, pe doamna Gica, vorbim la știți, la terapia fotbalului pe care l-a dus cu viață întreagă timpul intimare, Nicolae Dobrin, 41 de ani, mulțumim. Marius Pisăceanu, un exponent al generației tinere al FC Argeș. Iată, se află alături de noi. FC Argeș încă produce jucători. El este unul dintre cei mai tineri și mai consacrați, dar este un jucător de care avem nevoie în continuare la noua echipă, FC Argeș 53. Doamna Dorina Babu, este a fost din Căpișan, FC Argeș, în echipa națională, care era, pe dovedit, cel mai tehnic fundaș din România. A fost apreciat de foarte mulți cronicari, de foarte mulți antrenori. A fost în teren atunci când am reușit să jucăm cu Anglia un meci deosebit. Ne întoarcem de unde am rămas. Păi era mai mic. Adrian Dulcea, actualmente antrenor și probabil viitor component al echipei FC Argeș 53. Viorel Moiceanu, omul care a luat golurile, omul care a calificat FC Argeș și multe meciuri internaționale, omul care a scris foarte multe goluri la început, a fost atacant central, pe urmă s-a retras la apărare, component și el al echipei campioane a țării, antrenor pe urmă, și acum nu mai poate să joace, că nu mai jucat. A rămas să cred. Ancuța. Unul dintre jucătorii care au făcut furori pe extremă, după câte mi-amintesc eu. Da. Și acum facem pe conducătorul de club. Da, și un băiat pe care nu l-am mai cunoscut în teren, parcă era altfel, Paul Ciobanu. Jucător
jucător de bază, într-o perioadă destul de frământată în istoria echipei. Și iată-l alături de noi. Doru Toma, doi Căviță, deci Lăcaș, în echipe campioane, un sufletist extraordinar, care a stat până când FCAG s-a stins și acum se află aici, la Mioveni, ducând mai departe această flacără a fotbalului argeșan, pe care a dus-o FCAG și atâta vreme. Îi dorim succes și aici și sperăm să undeva să ne reîntâlnim în Liga 1. Ilie Bărbulescu. Marele Cicu Dobrin îi zicea Balamuc, la un moment dat. Sunt și alții. Bine, mi-amintesc acum o fază. El era mai mic, era la liceu, dar juca fotbal. Și la un moment dat intră acolo, în fosta cantina jucătorilor, deci unde se mânca foarte bine ciorbă de curte, în curte la HCC. Și Dobrin l-a văzut. Ce faci, mă, de unde vii? Și eu de la școală, Neagicule. Ce e acolo? Caietele e? Ce, bă, nici nu știi să... Du-te, bă, dar ce cu caietele tale? Ăsta nu, Neagicule, că mă lasă cu ligeta, că nu mi le dai. Era, da, bineînțeles, nu știu dacă l-a lăsat. Component al echipei. Component al echipei Steaua București, câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni. Deci avem doi câștigători de cupă a campionilor europeni. Nu știu dacă va mai veni vreodată timpul să mai câștige o echipă românească, dar noi să ne mândrim că sunt... Mai este încă un jucător pistol care nu se află acum aici. Mă iertați, domn director, primul român care a pus mâna pe casă, cu cupa campionilor, că e Iuse. A primit și amende, gata, primea să rămână. Nu putea să mai întoarcă acasă. Dar era bine că rămânea acolo. Și Dan Ionașcu. Ionașcu, actualmente unul dintre cei care susțin și alături de Ilie și alături de Mihai Zafir și ceilalți, Ancuța, susțin noua echipă FC Argeș 1953. Fenomen și o marcă a județului Argeș, marcă înregistrată la Pitești. Ne invit lângă noi pe reprezentantul Piteștiului, pe domnul viceprimar Zidar. Marca FC Argeș este înregistrată la Pitești și ne invit pe dânsul lângă noi. Ca apreciere și respect din partea mea, a orașului Mioveni și a fotbaliștilor, vă dau o diplomă alb-violetă de excelență pentru întreaga activitate desfășurată în slujba fotbalului argeșan cu privilegiul lansării volumului FC Argeș 60 de ani în fotbalul de performanță, un secol de fotbal în Argeș. Este o apreciere, o recunoaștere și vă promit că vă tipăresc și următoarea acasă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, nu mă așteptam așa ceva. Domnul primar este un om cu totul și cu totul deosebit. Ne cunoaștem de foarte mulți ani. De când un fost jucător al echipei FC Argeș, al cărui frate se află aici, e vorba de Constantin Cârstea, trebuie să ne amintim de el, a început să-l antreneze la Pitești. Atunci ne-am cunoscut când Constantin Cârstea a antrenat la Pitești și a dus echipa în prima ligă. Vă mulțumesc încă o dată. Domnule Laurențiu Zidaru, viceprimar municipiului Pitești, vă rugăm să ne adresați mesajul dumneavoastră. În astfel de momente, noi, oamenii politici sau de administrație, trebuie să vorbim mai puțin. Aici, pe scenă, a fost mult din sufletul lui FC Argeș și din sufletul acestui județ și a echipei care ne-a făcut pe cei mai mulți din sală, pe noi copiii, din ceea ce am auzit, fericiți, mândri și bucuroși. Îmi pare rău că astăzi, într-un moment ce ar trebui să fie fericit și îl felicit atât pe domnul primar care a avut această idee, domnul Georgescu, cât mai ales pe autor, pe domnul Tudor,
un îndrăgostit și un împătimit al fenomenului FC Argeș. Într-un moment spun care ar trebui să fie fericit, vorbim despre echipa FC Argeș care a fost. Este obligația nu doar morală, ci obligația pe care trebuie să ne asumăm cu toții cei care venim pe scenă în fața dumneavoastră, indiferent de scenă, cei care venim și ne adresăm argeșenilor, că această echipă va renaște. Dacă nu ne asumăm această obligație, toate celelalte manifestări sunt desuete. Vreau ca următoarea dată când mă voi urca pe o scenă să vorbesc despre FC Argeș, să vorbesc despre echipa care trăiește, care e în sufletele noastre, care cei care au fost pe scenă i-au dăruit atât de mult, care a fost echipa tinereților dumneavoastră și a viselor noastre de copii. Hai FC Argeș! Câinii de la Argeș au fost mai puternici. Să rămână, bună ziua! Mă bucur să fiu astăzi la Mioveni, după câmpul lung recunosc e al doilea oraș al Argeșului pe care îl iubesc foarte mult și iubesc și oamenii de aici. Suntem într-o săptămână în care aniversăm, hai să spun așa, patru simboluri românești. Primul simbol care l-am sărbătorit a fost ea românească. Avem aici o mușterancă, uitați-o în stânga, ce frumoasă e. Avem și pe doamna secretar, avem o doamnă aici. Fetele după scenă. Deci este un simbol românesc, un simbol care ne identifică în toată lumea. Al doilea simbol al nostru de suflet, l-am sărbătorit începând de dimineață și toată ziua, este tricolorul nostru, care alături de Dumnezeu trebuie să-l purtăm în suflet, atât în țară și mai ales când plecăm afară, pentru că indiferent ce vrem noi să facem, ne-am născut cu sânge românesc și asta nu poate dispărea. Și nici nimeni nu ne va putea lua această mândrie a noastră de români. Avem al treilea mare simbol, orașul Mioveni. Orașul Mioveni care găzduiește Dacia, mare simbol românesc, o mare mândrie a argeșenilor și a orașului, a locuitorilor orașului Mioveni. Și în sfârșit, al patrulea mare simbol, care este național, FC Argeș, care a dat primul mare fotbalist al țării, Nicolae Dobrin, de care să ne amintim cei mai vârstă, pentru că s-a vorbit foarte, foarte mult mondial la campionatul din Mexic, care, din păcate, din motive de răutate ale noastre românească, n-a putut să joace. Un fotbalist care a jucat în fotbalul mare european, așa cum mulți dintre dumneavoastră chiar a spus aici, mai ales fotbaliștii și domnul director, căruia îi mulțumesc. Este un mare sportiv, un mare fan al FC Argeș, până să mai continui ce o provocare, care de fapt vreau să o spun la sfârșit. Dar se poate. Până legea ne va da voie sau potența voastră ca temporar administratorii ai județului Argeș să putem finanța de bani publici, haideți că toți avem o posibilitate care poate să depindă numai de noi și nimeni nu ne poate lua acest drept. Avem acel 2% care îl dăm pe salarii, haideți să-l aducem toți la FC Argeș și să facem din FC Argeș Barcelona voastră românească, pe care să fie a voastră. Alături aici prietenului meu, domnul Tudor Sebastian, să vă ajut în organizare, da? Și vă spun că vă garantez cu domnul Tudor că banii, dacă reușim să-i strângem, va ajunge la FC Argeș ca să facem din nou un simbol al nostru național. Acum vreau să spun și eu la mulți ani Mioveniului, pentru că e zi de sărbătoare, și să-i mulțumesc extraordinar primarului Georgescu, dar și consiliului local, dar în mod special domnului primar, că este un primar care vă iubește pe dumneavoastră, adică iubește oamenii. Pentru că dacă nu iubești oamenii, nu poți să administrești, să gospodărești și să faci un oraș așa cum este Mioveni.
pentru că mioveliu crește de la zi la zi. Și vedeți și dumneavoastră, uite dumneavoastră. Poate dumneavoastră locuitorii vedeți puțin mai greu, pentru că este zilnic aici. Dar toți care trec din Argeș sau din altă parte vin la Bioveni, se vede că Bioveniul se schimbă. Bioveniul este un centru urbanistic european și că oamenii din Bioveni locuiesc într-un oraș care începe să aibă toate serviciile. Și mai ales să aibă cultura, că așa cum spun eu de câte ori avem ocazia, fără cultură nu există. Și la Bioveni cultura este acasă. Și pentru asta îi mulțumesc domnului primar Georgescu, îi urez multă sănătate și să aibă grijă de dânsul și dumneavoastră să-l inviți. La mulți ani tuturor, mulțumesc domnul director pentru ce ați făcut.